Peste 100 de sancțiuni contravenționale aplicate și numeroase permise de conducere și certificate de înmatriculare reținute în timpul unei ample acțiuni desfășurate în municipiul Suceava au marcat zilele orașului. Poliția Suceava a anunțat că, având în vedere evenimentele sociale, culturale și artistice desfășurate pentru celebrarea zilelor Sucevei, precum și creșterea numărului de persoane în locurile publice din municipiu, polițiștii au intensificat acțiunile pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și prevenirea și descurajarea comportamentului antisocial. În această perioadă, în afara efectivelor poliției responsabile cu ordinea și siguranța publică, peste 70 de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Suceava și a secțiilor arondate, precum și din structurile Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sunt în serviciu zilnic. În plus, polițiștii rutieri, sprijiniți de colegii din cadrul structurilor de ordine publică, au desfășurat acțiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere cauzate de consumul de alcool și substanțe interzise. Comunicatul Poliției Suceava precizează că, în data de 25 iunie, a avut loc o amplă razie în sistem integrat, la care au participat efectivele din structurile subordonate, precum biroul rutier și secțiile de poliție rurală Ipotești, Dărmănești, Adâncata și Șcheia, precum și din cadrul serviciului rutier. Dispozitivul de acțiune cu efective mărite a fost activ între orele 18 și 2 în zonele cu risc de accidente, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea fluidizării traficului. La această acțiune au participat 34 de polițiști, dintre care 16 erau polițiști rutieri și 18 de ordine publică. În timpul acțiunii au fost aplicate 118 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 67.400 de lei. De asemenea, au fost reținute 28 de permise de conducere, dintre care 3 pentru conducere sub influența alcoolului, 14 pentru depășirea vitezei legale și 5 pentru alte abateri la regimul rutier. În plus, au fost reținute 19 certificate de înmatriculare și 10 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare. În timpul acțiunii desfășurate în municipiul Suceava au fost verificate 389 de autovehicule, iar 249 de șoferi au fost testați cu aparatele drug test și etilotest. Poliția Suceava a transmis un apel către toți participanții la trafic, reamintindu-le să nu conducă sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.